Așteptarea a luat sfârșit, băieți. Știu că după o lună întreagă de așteptări, în sfârșit postăm top 10 pachete ale lunii decembrie. Dar credeți-mă că va merita din plin, deoarece astăzi fratele vostru v-a făcut o surpriză și v-a pregătit top 15 pachete chiar. A fost nebunie, Moș Crăciun a fost foarte darnic și haideți să vedem dacă putem să reușim și o nebunie în acest clip. Mai avem nevoie de 1100 de abonați pentru a reuși 130.000, așadar toată lumea subscribe în acest moment. Știu că este greu, dar nu imposibil cu așa comunitate și haideți să vedem dacă putem să facem din nou 6500 de like-uri și la acest episod și eu voi posta imediat top 10 pachete ale lunii ianuarie. Poate din nou top 15, mai ales că o să apară Team of the Year. Și fără să stăm la discuții, luați-vă floricelele, așezați-vă și haideți să-i vedem pe cei 15 norocoși. Și înainte să înceapă nebunia, voiam să vă spun că pe mysteryshirt.ro găsiți cele mai tari tricouri originale la cele mai bune prețuri. Dar conceptul este total diferit, deoarece voi nu veți ști ce tricou veți cumpăra, veți avea o surpriză, ca un mini pack opening acasă, dar cu tricouri adevărate originale. Vă arăt și cum puteți să comandați, pentru că dacă folosiți codul Tudor Buțan, veți avea o reducere de 10% la absolut orice tricou, adăugați în coș frumos acolo, vă duceți la coșul vostru, vizualizare coș și aici puteți băga codul Tudor Buțan deja pregătit. Aplică cupon și vedeți automat 25 de lei reducere. Dacă vreți să nu primiți tricoul unei echipe, spre exemplu sunteți fan Manchester United ca mine și nu vreți cu Manchester City, aici puteți adăuga tricoul echipei pe care nu vreți să o primiți, spre exemplu Manchester City, și automat nu veți primi tricou cu această echipă. Vă las chiar acum linkul în descriere, mergeți acolo și uitați-vă pe site, deoarece merită din plin. Și începem cu locul 15, unde l-avem pe Alex, care mi-a trimis acest clip fix la sfârșitul topului de luna trecută. Rank 3, băieți, și uitați cine vine la rank 3, l-a luat direct, nici n-a mai stat la discuții, Messi în form de 94 și mi se pare mult mai spectaculos acest Messi roșu decât cel negru, varianta in form. Chiar dacă are aceleași atribute, mi se pare mai mișto să joci cu el. GG Alex și haideți să trecem rapid la locul 14. Trecem la locul 14, unde avem un YouTuber, este vorba despre DJ Clatu, care deschide un pachet de la un SBC din Bundesliga. Karim Benzema. Ok, se bucura că e walkout de 89. Dar stați să dea skip la pachet. El zice că merită să face SBC-urile de la Leeds. Dar haideți să vedem ce mai are în pachet după Karim Benzema. Hai să vedem. Hai să vedem, băieți. Rashford! Bine, bă! După Benzema, ascuns în pachet, este Rashford, varianta Fire, nu Ice. Forță! Și ceilalți să se convingă că chiar i-a picat. Rashford prins de DJ Clatu. Bravo, bro. El mai deschide încă un Premium Gold Players Pack Untradeable. Băi, walkout. Brazilia. Băi, fraților. Și vine și Neymar în form. Un super jucător. Nu degeaba este Clatu pe 14. Ce pack este asta de Premium Gold Players Pack? Oh, credeam că nu e bucuros pentru Neymar. Bă, reacție cam calmă din partea lui DJ Clatu. Felicitări, bro, și pentru Rashford și pentru el. Te mai așteptăm și haideți la locul 13. Știți că de obicei eu nu bag pachete filmate cu telefonul, dar acesta este un caz special, deoarece doi prieteni mi-au trimis separat aceste două pachete. Ei sunt prieteni buni între ei. Primul este Martial de 88, care mi se pare un super jucător. În momentul când a picat, costa peste 1 milion de coins, a filmat și bine acolo, se vede. Pachetul a fost deschis pe PS4. Și al doilea, băieți, este Carlos, prieten cu el, Carlos mă filmează pe mine, care deschide un Team of the Week garantat și vine direct, fraților, Kanté de 91 in form, forță, în echipamentul României, dacă nu mă înșel acolo. Și ce credeți, fraților? Carlos, după ce a picat acest Kanté in form, din greșeală l-a băgat la un gold upgrade și l-a pierdut.
Nu degeaba este Carlos pe locul 13, ghinionist cu Kanté ăla că l-a pierdut, dar noi fugim mai repede la locul 12, unde l-avem pe Cătă Gaming, care deschide un Gold Players Pack, un pachet destul de slab. Mare. Brazilia. Levin. Și este Neymar de 91 în echipamentul celor de la FC Argeș, dacă nu mă înșel. Bine, Cătă, streamer pe Facebook, Cătă Gaming. Și acum mulți o să ziceți, cum e Cătă pe locul 12 cu Neymar normal, când DJ Clatu l-a prins pe Neymar în form? O să vedeți imediat. După Neymar tradable, el mai deschide încă un pachet. Stătea el supărat acolo, făcuse rank 3 cu echipă de 100.000, o performanță destul de bună și avea un pachet de 100.000 tradable, nici măcar nu vorbea. Hai să vedem. Icon. Eto, fraților, de 87 tradable într-un pachet de 100.000. Ăsta a dat noroc. Deci, fraților, din punctul meu de vedere, norocul mai mare e când îți pică un jucător forță dintr-un pachet mai slăbuț, nu din Icon garantat. Nu cred. Și haideți să dea și skip, să vedeți că într-adevăr este tradable. Tot de 87, bine, moș. Și Coman în același pachet. Ce pachet? Bă, fraților. Bă, e primul Icon care îmi pică, bă, la 22. Și e forță, Eto, nu e orice Icon. Bravo, Cătă, te pupăm. Trecem la locul 11, unde avem mai mulți băieți într-un party ceva. Și deschidea un Hero Upgrade Pack, pune piesa, nu știu, avea o melodie probabil. Hai să vedem. Hero Upgrade Pack. Un ritual ceva acolo, văd. Hai să vedem. Franța, left mid. Gino l-a prins de băieți acolo și o super reacție pe măsură. Bravo, băi băieți, mulțumesc foarte mult pentru mail. Nu uitați și voi dacă vreți să apăreți în următorul top. Eu aștept mail cu reacția voastră, pachetul deschis de voi sau linkul direct. Așadar vă las mailul în descriere și noi trecem la locul 10. Pe locul 10 avem două pachete extrem de interesante trimise de voi. Primul este un 75+, deci un pachet cu un jucător 75+, repet, în care îl vedem direct pe Cristiano Ronaldo. Ăsta da bulan, exact cum o povesteam mai devreme. Dacă ai noroc, frate, prinzi un jucător cu rating mare. Un pachet extrem de slab din FIFA 22. Și al doilea este un gold pack de la Alex Tone, care prinde și el tot un mega walkout, dar unul mult, mult mai scump. Este vorba despre Kylian Mbappé de 91. Din punctul meu de vedere, vă mai las o dată să vedeți că este Gold Pack. Aceste pachete merită 100% în topul lunii, deoarece tocmai am văzut cele mai slabe două pachete din FIFA, 75+, și Gold Pack, nici măcar Premium Gold Pack. Acest pachet valorează 5.000 și l-avem pe Kylian Mbappé. Pe locul 9, băieți, îl avem pe Vlad Ungureanu, care a deschis un pachet, dar nu a filmat și l-a lăsat așa efectiv pentru topul nostru. Băi, băieți, dintr-un pachet foarte, foarte slab, ci că stai să fac reacție. Băi, e Maradona, fraților! Doamne Dumnezeule mare! E Maradona! Gata, deci poți să editeze, să mă bagă. Hai să continuăm. Iar Vlad Ungureanu prinde Maradona în ziua în care... Băi, băieți, el a vrut să fac așa, Paolo, să-l bag doar cu reacția. Dar eu îl bag tot, frate. Să râdem cu toții acolo, dar să ne bucurăm în același timp pentru Maradona de 95 dintr-un pachet extrem de slab. Voi să mai fac încă o reacție. Da, fraților, și am mai deschis un pachet, dar nu m-am uitat să văd ce e. Nu m-am uitat, am deschis aseară. Și, da, să vedem, aici poate e ceva frumos, nu am uitat să ce pică, l-am deschis și am ieșit. El face reacții și fake acum, gen, pentru topul nostru. Dar eu vă zic pe bune cum stă treaba. Ia să vedem. Hai, el nu știe ce e în pachet. 19 like-uri, 20 de like-uri, vă mulțumim. Bă, nu crede, Maradona! A reacționat înainte să apară. A reacționat înainte să apară jucătorul. Bă, fraților, chiar i-a picat Maradona de 95.
GG, îl băgam oricum în top, mai ales că a păstrat acolo pachetul, un pachet și cu un jucător de la FC Argeș. Forță, bro! Terminăm cu joaca și trecem la locul 8, unde l-avem pe fratele nostru de la Shark Esports, care deschide un Icon Pack. Brazilia, cam... Dinho! Ronaldinho, fraților! Și nu Baby, ci Ronaldinho Mid. Vă zic sincer, a avut probleme cu live-ul și este randat în 480p. Dar merită oricum să-l vedem. Se vede Ronaldinho Mid acolo. GG bro, forță, un jucător 100% spectaculos. Bă, Dinu, bă, Dinu, fratele nostru Dinu în pachet. Dinu ăsta la mine în echipă, Doamne God. Oricine l-ar folosi, GG bro. Și haideți să mergem la locul 7. Trecem la locul 7, unde l-avem pe fratele nemții, care aștepta să facă 70 de like-uri. Haideți și voi cu like puternic acolo și deschide un 25x81+. Bravo, da, dă ceva bun. Brazil, sută! Bă, când frotată, bă, Jesus tată de 89. Și așa da reacția acolo. Cu tricou cu mut în spate acolo. Forță, fratele nemții! Băi, jucătorul ăsta costa peste 1 milion și ceva de coins când a apărut. Era scump rău de tot. Și în echipamentul României. Și chiar sunt curios dacă mai are ceva în pachet. Hai să vedem ce mai are în spate. Hai să vedem ce mai are în spate. Bă, nu e rău. Claude Maurice, Davies. Hai să ne uităm. Dă-i mai în dreapta. Dă-i mai în dreapta să-l vedem pe Jesus. Și Jesus, bineînțeles, aici. Și asta nu este tot din partea lui nemții. El mai deschide încă un Base or Mid Icon Pack. Și mai vine și fratele Craif. Băi, nu pot să cred așa ceva. Mai vine și fratele Craif. După Jesus Freeze. Bă, asta înseamnă să dai share cu pachetele lui Nemții pe vechi, să dai abonare cu clopoțel. Bă, cât să vă mai spun, bă, frate, cât să vă mai spun. Bă, fraților, chiar bulănos mare luna asta. Oare de la căciulița aia cu Moș Crăciun? Și Craif și Jesus. Bravo, bro. Mamă, Craif. Bă, i-a dat cu XL, nu cred. Cu XL, Craif. LOL! Nebunie cu Icon Packs luna asta. Și acum mai avem încă unul, care culmea, Alex, care mi-a trimis pachetul, a făcut ruleta, fraților. Și vine Eusebio de 89. Dă skip, vedeți că a dat skip la pachet. Îl bag în club. Deci vedeți ce rapid a fost totul. Și acum ușor, ușor se duce în club și îl caută. A făcut ruleta singur. Să vadă ce jucătorii pică. Și după aproape 2-3 minute de căutări, se întâmplă asta. Caută el țări acolo, nici la ce țară a ajuns. Hai să vedem ce țară caută. Brazilia? Nu, s-a răzgândit. Bulgaria? N-are nimic la Bulgaria. După, voi ați văzut ce jucător e, dar ca să vedeți la ruletă cum a căutat. Italia, Baggio. Și într-un final se duce și pe Spania. Îl avea pe Casillas. Mama, are ceva jucători Icons. Și într-un final, caută și Portugalia. Și vine acest Eusebio Pantera de 89. Pe locul 5 îl avem pe fratele Axi, care deschide 3 pachete, băieți. Primul este un Base or Mid Icon Pack. Primul pachet. Anglia, mamă, l-a recunoscut direct. Rio Ferdinand de 85. Exact. Rio Baby este mai bun decât cel Middle. Nu mai bun decât cel Prime, dar un super jucător. Primul. Al doilea, 10x85+. Hai să vedem. Inform. Zomer și era supărat. Zomer, mă, iar. Dar stați să vedeți. Stați să vedeți ce urmează. Dă-i skip, Axi. Dă-i skip, Axi, că te așteaptă ceva frumos de tot acolo. Dă-i skip, că te așteaptă ceva frumos în spatele lui. Zlatan Ibrahimovic nu reacționa. Uitați-vă la el, că nu-l vedea. Ce târziu a reacționat, că nu l-a văzut. A băgat și în club și nu-l văzuse.
Ibra, fraților, și al treilea este un pachet deschis de el offline și l-a prezentat. Crai, fraților, dar mint de data asta. Nu baby. Forță. A deschis cu un prieten sau ceva. Forță rău, Craif, mii de 91, 3 milioane de coins. Așadar, 3 jucători forță prinși de fratele Axie. GG, bro. Și am ajuns la locul 4, băieți, unde avem 2 ocupanți. Primul, subsemnatul, un Neymaritos. Ba, nu cred așa. Pe care ceva. Cred că l-ați văzut deja. Cât e ceasul, mă, tată? Cu câteva minute înainte să expire promoția. 4 minute, exact. Și cu 4 minute înainte ne să se termine Neymar, promoția. Ne pică Neymar, bă, fraților. Ne pică Neymar de 93. Bă, un jucător pe care mi-l doream de aproape o săptămână. Exact, o săptămână deschisese în pachete. Uite, era ultimul, e un bug. Băi, de o forță. Săptămână la aștept. Și asta și nu e tot. Și al doilea pachet este de pe live-ul de acum câteva zile, când s-a întrerupt și curentul. Deschisesem un 85x10 și a picat boss-ul ăsta de Toni Kroos. Plecasem și am venit și l-am văzut. Forță, supărat acolo. Era primul pachet 85x10 pe care îl deschideam vreodată. De apă mare. Și aveam speranțe, ce-i hai drept să vedem câte mai avem. Dar te pup Axie, atât zic. Te pup Axie. Deoarece Ibrahimovic! Ne Ibra, pică Ibrahimovic, fraților! Ibra după cross. Ibrahimovic, n-a apărut animația. Nu-mi vine să cred că a picat Ibrahimovic. Deci așa bag să tot ai, voi, fraților. Nu-mi vine să și cred. Pogba și Dybala, uitați-vă și voi. Și Genduzi Tank. Și pe același loc cu mine îl avem pe fratele Alex. Cred că am avut în topul de astăzi peste 5 băieți cu numele de Alex, care deschidea un 81 plus și pică inform Rakitic de 84. Din nou Kroos, Rakitic, tot cam pe acolo, doi jucători slăbuți, dar urmează să dea și el skip. Era un pachet 81x25, dacă nu mă înșel. Dar haideți să vedem ce mai avem în pachet. Haideți să vedem, fraților. Vorbim totuși de locul 4 în topul lunii. Tarab, Hummels și acum Neymar, jucător de 3.600.000 de coins în același pachet, plus Rodri și așa mai departe, dar nici nu contează. Și eu de obicei vă zic sincer, aș fi băgat în club, adică nu mă uitam la Neymar ăsta. Dar el a avut calmitatea să verifice fiecare jucător și surpriza să-l prindă pe Neymar. Și ajungem, băieți, la locul 3, unde l-avem pe Alex Jucu, și el streamer pe Facebook, care începe și el cu un icon pack. Avem 3 pachete de la el, fiți atenți. Nu se uita, Olanda, CF, nu este Bergkamp, este Craif de 89 în echipamentul României. Și în continuare Alex nu se uita. Nu știu cât timp va sta așa, dar Craif, el se bucură aici, dansează mâinile la spate frumos, să-l așteaptă pe Alex cu reacția care întârzie. Ce reacție! Băi, ești nebun! Forță! Craif, acolo nu-i vine să creadă. Al doilea pachet deschis de el, din nou icon pack, deschide și nu se uită din nou. Uitați-vă la el. Iar stăm 2 ani după el, dar haideți să vedem ce i-a picat. Spania, striker, și după Craif vine și Butragueño de 90, un super atacant acolo. Și el nu se uită. Bă, sper să nu mai înjure de data asta. Dar hai să-l așteptăm. 3 hours later. Hai, Alexuțu. Hai, tată, trezește-te să vezi că ți-a picat Butra, tată. Haide. La nao. Bă, ce reacție, chill. Sta așa 5 minute și după aia sistem pe Ciubalaos. Relax așa, fără să zică nimic. Sistem adevărat. Bravo, tată. Și asta nu e tot. Băi, și Alex mai deschide încă unul. Deci al treilea cu brad în spate frumos. De data asta se uită. Hai să vedem.
Portugalia și l-avem pe Eusebio, băieți de 91. Al doilea în două zile, deci a mai picat unul, dar nu mi l-a trimis. Băi, așa pulă nos în echipamentul celor de la Dinamo București, Eusebio. Nu i-ar fi star rău. Tank, tată. Tank. Felicitări, Alex. Nu uitați, găsiți linkul în descriere la toți youtuberii sau streamerii de astăzi, poate și celor care nu fac YouTube sau Facebook. GG și haideți la locul 2. V-am zis că e nebunie în topul lunii. Ajungem la locul 2, unde avem din nou un icon pack trimis de Andrei pe mail. Lui a picat Ronaldo de 94, băieți. Și e vorba despre varianta mid. Și dacă nu mă înșel, echipamentul celor de la Real Madrid, din ce văd, unde a și jucat Ronaldo cel mai mult timp. Așadar, pachetul perfect, băieți, prins de Andrei acolo. Și dacă v-ați uitat repede la nume, avântul Bârsana avea la club. Frate, ai terminat jocul din punctul meu de vedere. Și asta nu este tot cu locul 2. Știți că eu nu prea bag pachete filmate cu telefonul, dar haideți să urmărim împreună următorul pachet. Stoian Denis mi-a trimis acest pachet, pe care l-a deschis în urmă cu câteva zile. Sper că se vede. A dat zoom. Striker. Bă, nu cred, bă. Brazilia. Inuman, mă. Inuman, Ronaldo Grătuță. A filmat întrerupătorul. Bă, Ronaldo Grătuță, bă, de 97, bă. Ronaldo Nazario, bă. Prime de 96. Inuman, în viața mea n-am primit așa ceva. Păi odată în viață primești așa ceva, bro. Tu, Ronaldo Grătuță. Inuman, mă. Forță. Imposibil. Băi, fraților, și pe locul 1 îl avem pe cel mai norocos om al anului, aș spune, Teo. Brazilia. S.T. Bă, 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 nu se poate. Nu, băi, se băieți, poate. Nu o să vă vină, bă, să credeți. Maică sfânt. Și mi-a dat mesaj aici pe WhatsApp. Nici nu îi venea să creadă. Grasul. Ronaldo Nazario de 94. Și o să vedeți că asta nu e tot. Deci, mamă, Teo, bă, este cel mai nesimțit Bezor Midaica pe care l-am văzut. Stați că istoria... nu e tot. Mai deschide unul. În aceea seară, băieți, în aceea seară mai deschide unul. Cică Pele mid, zicea el, vorbea cu cineva acolo. Pele. Hai să vedem. Brazilia. CF. Doamne! Cum, mă, să-i pice, băi, și Ronaldo Nazario? Am zis că vine pe mid. Băi, băieți, cum, mă, să-i pice, băi, și una și alta, băi, în aceea seară, băieți, în aceea seară. Băi, Teo, ce-ai mâncat, tătuțu? Regele Bezor Midurilor din România. Cică regele Bezor Midurilor, frățiorul. Eu sunt. Ești regele pachetelor. Bă, Brazilia, eu n-am văzut, bă, așa bulan center forward de la nimeni. Ce center și vă zic ceva, băieți, Rivaldo, bănuiesc că știți din nou, adică asta Rivaldo nu e tot. Și mai deschide unul, băieți, Bezor Midiar, cică. Hai să vedem. Hai să vedem, băieți. După Pele și Ronaldo. Bă, este ireal. Diego Armando Maradona. Regele Maradona, Pele și Ronaldo în această seară. Haideți cu miduri, mare respect, nu ne mai oprim. Teo. Așadar, băieți, acesta a fost cel mai tare top din acest an și cel mai lung, dar a meritat din plin. Haideți puternic acolo cu peste 6500 de like-uri și cu subscribe să reușim cei 130.000 de abonați. Fraților, eu am fost Tudor și v-am pupat. Pa, pa!